Toată astăzi o să vorbim repede-repejor și despre izomeria alchenelor, care este destul de simplă, deși are foarte multe metode de a se... Uh, cum să spun eu, diferenția de alchenele cu aceeași formulă. Avem izomerie de catenă, unde, după cum observăm, diferă... avem aceeași formulă, da? dar diferă cum este... Uh, construită catena noastră. Da, aici avem o ramificație, aici este liniar. Putem să avem și mai multe ramificații, tot de catenă era. Aici de -o poziție diferă poziția dublei legături. Da? Întotdeauna la poziție trebuie să difere poziția nu neapărat cuiva. Spre exemplu, la alcooli contează poziția lor unde se așează alcoolul. Dar la alcani nu este importantă poziția radicalilor. Da? La alcani nu avem de poziție, pentru că radicalii alcanilor nu sunt prioritari. Nu știu cum să mă exprim, dar aici, în cazul ăsta prioritar este legătura dublă și izomeria de poziție. La alchene este dată de poziția -ă, dublei legături în formulă. Aici avem legată de primul atom de carbon, iar aici este legată de al doilea atom de carbon. Iar la alcani nu avem izomerie de poziție. Nu -avem, avem poziție acolo. Mai departe, avem izomeria geometrică, care este specifică alchenelor și al cadienelor. De fapt, mai exact, este specifică legăturilor duble. Da? De asemenea, nu o să o întâlnim la arene, pentru că la arene nu avem practic două legături duble. O să vedeți mai târziu. Dar, izomerie geometrică putem întâlni la cicloalcani. La cicloalcani de genul... O să scriu eu aici. Avem un cicloalcan cu trei atomi de carbon și de un atom de carbon se zice că avem un clor, și încă un clor. Fiind de aceeași parte, este cis, dar poate să fie și așa, fiind în spațiu, unul sus și unul jos. Și atunci avem izomerie geometrică. Da? Foarte interesant. Mai departe, izomerie de funcțiune cu cicloalcani, Da? Pentru că dacă stăm și calculăm toți atomii de carbon și toți atomii de hidrogen, o să vedem că sunt egali. Și mai avem Izomerie de configurație. Aceștia doi sunt enantiomeri. Pentru că avem un atom de carbon asimetric. Ce înseamnă asimetric? Înseamnă că acest atom de carbon pe care l-am făcut eu cu steluța aici are un radical legat de el direct. Care diferă de acest radical care e altfel față de ăsta. Și diferă față de acest radical și față de acesta. Deci, toți cei patru uh, radicali legați de acest atom de carbon stelat sunt diferiți. Da? Nu trebuie să fie doi la fel, că nu mai este asimetric. Și sunt foarte multe întrebări pe chestia asta. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți când numărați izomerii dacă aveți și acest, acest, tip, acest, tip, de izomerie de configurație. Iar la izomeria geometrică, mai avem ceva interesant. Da? Eu am pus aici la butenă cu legătura în jumate, da? avem doi atomi de carbon marginali și legătura dublă este la cei din mijloc, iar substituenții seamănă între ei. Da? Avem un metil, cu un metil și un hidrogen, cu un hidrogen. Iar aici, aici metilii sunt pe aceeași parte și hidrogenii pe aceeași parte, iar aici metilii sunt pe diagonală și hidrogenii pe diagonală. Dar ce se întâmplă când avem, nu știu, și aici un CH2 și mai vine ceva? Iar primul atom de carbon seamănă cumva cu ăștia și nu putem să-i diferențiem. Da? aici intervine această treabă. La izomerii geometrici, când avem substituenții diferiți, pot fi și egali sau nu. Da? Începem să îi calculăm în funcție de numărul atomic. Ne-am vorbit ceva despre numărul atomic în momentul în care am făcut eu desenul acela cu electronii. Așa că dați în urmă și aflați despre ce este vorba. Dar pe scurt o să vă spun, conform tabelului Mendeleev, care nu o să-l avem la examen, numărul atomic îl găsim aici. Și mai pe scurt, aș putea să spun că numărul atomic arată de fapt ordinea lor în tabelul. Da? Că pentru azot avem 7, pentru carbon avem 6. Dar dacă vreți să aflați și care este sănătatea, v-am zis, dați în urmă la printre primele videouri pe care le-am făcut. Așa. Și avem aici calculul lor, da? Dacă avem un azot, un clor, se dau în grile. Așa că fiți atenți, da? Mai întâi calculăm pe cei cei mai aproape legați de atomii noștri de carbon care sunt în izomerie geometrică. Și apoi luați în calcul pe cei mai îndepărtați, dacă putem să ajungem să calculăm, cum este cazul acesta, da, calculez hidrogenii și următorul, următorul substituent care de fapt îl iau pe carbon. Carbon are 6, hidrogen 1, cu 1, 1 cu 1 cu 1, da? pentru că ăștia sunt la fel. Ca să determinăm dacă este cis sau trans. Și am mai scris eu aici Că pentru configurația Z este asemănător cu CIS asemănător da? nu este identic sau are același înțeles configurația Z este în momentul în care devine mai complexă această analiză și va trebui să o determinăm prin uh, numărul atomic da, ca să vă mai preces ceva, numărul atomic vă va fi dat la examen. Veți avea în josul grilei acolo sau la sfârșitul paginii sau undeva, va fi dat acest număr atomic, dacă nu-l știți pe de rost. Că de asta v-am zis că nu o să avem pe lume de elev cu noi. Ok. Pentru configurația Z, care este CIS, înseamnă că substituenții cei mai mici vor fi pe aceeași parte și cei mai mari pe aceeași parte, iar pentru configurația trans, cei mai mici vor fi pe diagonal și cei mai mari pe diagonal. Ce înseamnă cei mai mici și cei mai mari? Pentru că aici am șapte mai mare decât șase. Se calculează de aceeași parte, că de asta am făcut aici puncte, puncte, da? De aceeași parte a atomului de carbon. E ca și când jucăm volei. Ăștia sunt în echipa lui ăsta, iar ăștia sunt în echipa lui ăsta. Și îi dau lui puterea. Da? Și avem un 17 și un, 6, și un 7. Și aici am un 6 și un 1. Unul este mult mai mic decât 6. Și 7 e mult mai mic decât 17. Deci, fiind pe aceeași linie de atac, înseamnă că ăsta este CIS. Iar aici sunt pe diagonală, înseamnă că este E. E trans. Ok? Vă las aici să mai citiți un pic. Dacă nu v-am lămurit eu prin cuvinte, și vă urez spor la învățat! Vă pupăcesc!